Programul Rabla pentru electrocasnice începe zilele următoare, a spus Ministrul Mediului. El a adăugat că ordinul urmează să fie publicat în monitorul oficial. La sfârșitul lunii aprilie, Ministrul Mediului preciza că programul va avea trei subcategorii pentru a nu se transforma într-un program de cumpărat televizoare. Potrivit acestuia, programul se va focusa pe aparatură care va avea consum mic de energie și va avea trei subcategorii. Eficiența prin reducerea consumului să fie maximă. Ne concentrăm în prima fază pe mașinile de spălat, frigidere, după care venim cu a doua etapă, probabil la două săptămâni. Vom veni cu a doua etapă pentru laptop, tabletă și televizor, astfel încât să asigurăm pentru familiile care trebuie să doteze gospodăria cu tablete și laptopuri. Copiii au mare nevoie de asemenea sprijin pentru a putea participa la ore. În ultima fază, la probabil patru săptămâni de la lansare, venim cu programul pentru aparată de aer condiționat, mașină de uscatrufe și ce mai rămâne. Ele vor fi disponibile pentru cetățenii pe bugete alocate pe fiecare subgrupă, astfel încât eficiența programului să fie maximă și ca nu cumva să transformăm într-un program de cumpărat televizoare, a mai spus ministrul mediului. Inițial, rabla pentru electrocaznice trebuia să înceapă în 15 decembrie, însă programul a fost amânat. Rabla pentru electrocasnice 2020 a fost introdus în lista echipamentelor finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu. Patru produse care nu au existat în edițiile anterioare, aspiratoare, uscătoare de rufe, laptopuri și tablete. Valoarea voucherului pentru fiecare dintre cele nouă echipamente finanțate este de laptopuri finanțare de 500 de lei, aparate de aer condiționat, frigidere sau combine frigorifice, televizoare, uscătoare de rufe, mașini de spălat vase cu o finanțare nerambursabilă de 400 de lei, tablete și mașini de spălat rufe, finanțare nerambursabilă de 300 de lei, aspiratoare cu o finanțare nerambursabilă de 200 de lei.